Imposibilul s-a produs și anume, în sfârșit dețin și eu un labie bel și încă câteva parfumuri. Dar acest video o să fie cu și despre cum mi-am dat seama că îmi place labie bel. Pentru că știați că sunt o membră vehementă a grupului anti-labie bel. Da. Every single day. Bine ați venit la un nou video cu și despre ce parfumul și-a mai cumpărat Adina. În cazul în care sunteți noi, abonați-vă, lăsați-mi gândurile voastre în comentarii și totodată urmăriți-mă pe Facebook, Instagram, TikTok, pe ce vreți voi. Astăzi, așa cum am spus și la început, am trecut de partea persoanelor care dețin un labie bel și anume, m-am îndrăgostit acum destul de puțin timp, acum câteva săptămâni sau maxim o lună, de noul flanker sau noua lansare de la labie bel și anume labie bel Elixir. Și după cum vedeți, îl am, nu cred că are rost să vă spun de ce îl am. Îl am pentru că este un parfum care are zmeură în el și note pudrate. Cum am ajuns să miros și să testez un labie bel, nu știu exact să vă spun. Cumva s-a întâmplat din greșeală. Eram la un moment dat prin Băneasa și era o campanie de marketing din partea Sephora, parcă, cu și despre acest labie bel Elixir. Și din greșeală m-am dus acolo, așa, deci eram foarte... Mie nu-mi place labie bel, dar hai totuși să mă duc să miros. Și în momentul în care l-am testat, am rămas profund impresionată și mi-amintesc că fix în ziua aia am zis soțului meu, fii atent că vreau un labie bel. Și, mă rog, el s-a uitat așa ciudat la mine pentru că știe că nu-mi place labie bel, dar i-am explicat despre care este vorba. Ulterior, pe la metrou, tot vedeam afișe cu labie bel Elixir, labie bel Elixir și, mă rog, săptămâna trecută m-am trezit cu un cadou așa, fără să-mi dau seama, de la soțul meu, cu minunăția asta de labie bel Elixir. Deci m-am făcut așa intro-ul al parfumului. Haideți să vă spun și despre el. Deci îmi place mie parfumul ăsta foarte mult. Este un parfum care are o deschidere de zmeură. Este un parfum în care se combină această deschidere de zmeură cu niște note de violetă, niște note pudrate și este un parfum care miroase a ruj. De fapt, de asta îmi place. Îmi place extrem de mult. Are un pic de vibe din Insolans, prima variantă de Insolans de la Guerlain. Este un parfum dulce. Este un parfum care are așa niște nuanțe ozonice, nu este un parfum gurmand, nu este un parfum în stilul parfumurilor tipice vanilate, ci este un parfum romantic, este un parfum fin, este un parfum intens, este un parfum care îmi place de... nu pot să vă spun, sunt fascinată de el, este un singurul parfum din punctul meu de vedere care merită să fie cumpărat din gama flankerelor la Vie Bell. Este un parfum ale cărei note reușeam să le resimt o perioadă foarte scurtă de timp și în la Vie Bell, acel flanker de anul trecut, care cred că avea ambalajul foarte auriu, dar notele acelea de început pe care le iubeam în acel flanker se duceau foarte repede, iar în acest parfum rămân foarte mult și de asta îmi place. Da, îl iubesc? Da. E de cumpărat? Da. M-aș da cu el non-stop? Da, 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 da. E genul meu de parfum, e parfumul cu miros de ruj. Îmi place, îl iubesc. Bun, și pe lângă acesta, pe care mi l-a făcut cadou soțul meu, eu în luna august pe la sfârșit, sau septembrie la început, nu mai țin minte, mi-am comandat alte două parfumuri de pe esențe de lux, care au venit foarte greu, pentru că, mă rog, așa vin unele parfumuri, de la parfum de rozin. Și ele sunt acestea două, Valerina numărul 4 și Rose Nuit. Nu știu dacă voi știți, dar eu am o obsesie pentru parfumurile de la Le Parfum de Rozin, Le Parfum de Rozin. Prin pandemie, eu mi-am comandat un Discovery Kit, după care am așteptat vreo 6 luni, de la ei și în final când a venit mi-am dat seama că îmi place foarte mult acest brand.
Le Parfum de Rosin este un brand franțuzesc extrem de vechi. Este unul dintre primele case de parfumuri din Franța și parfumurile lor sunt cu și despre trandafir. Deci cumva fiecare parfum pe care ei îl au are ceva din unicitatea unui tip de trandafir. Și mai am alte două parfumuri, m-am hotărât să mai cumpăr încă două, dar cred că de fapt ceea ce îmi doresc eu este să le am pe toate. Dar discutăm despre această obsesie cu altă ocazie. Haideți să vă spun și despre Balerina numărul 4. De ce am luat eu Balerina numărul 4? Balerina numărul 4 este un parfum care are trandafir, este un parfum ambrat, este un parfum dulce și este un parfum în care, pe lângă ideea de trandafir, și ideea de tuberoză este pusă în evidență. Tuberoza este una dintre florile mele preferate. Dar haideți să vi le arăt cum arată. Balerina numărul 4 arată așa. Toate sticlele de Balerina de la parfum de rozin sunt de diverse culori și au acest mini tutu la capac. Balerina numărul 4. Balerina numărul 4 este alb, Balerina numărul 1 este roz, numărul 2 este gri, numărul 3 este negru, numărul 4 este alb și numărul 5 mi se pare că e auriu. Dar ideea e că sunt mai multe balerine și toate au un anumit tip de trandafir, dar la ce mă gândesc eu, dar desigur aici s-ar putea să mă duc eu pe câmpii cu gândurile, mie mi se pare că de fapt fiecare dintre balerine inspiră o etapă a carierei de balerină a fiecarei balerine. Nu știu dacă are sens, dar la asta m-am gândit eu sau asta mi s-a părut mie foarte interesant. Și când vine vorba despre Balerina numărul 4, ăsta e un parfum de care sunt profund îndrăgostită, este un parfum în care se resimte ambra foarte frumos și căldura și complexitatea și ideea de cremos pe care o are tuberoza ca floare. E wow! Nu mi se pare că se aseamănă cu celelalte parfumuri din parfum de rozin, pentru că vă spuneam, toate celelalte sunt cu și despre trandafir. Aici mi se pare că tuberoza este pusă în evidență foarte frumos și vă spuneam un pic mai devreme despre ideea de, pe care mi-am făcut-o eu în cap cu și despre cariera balerinelor. Ei bine, Balerina numărul 4 mi se pare că nu mai este despre o balerină la început de carieră, ci mai degrabă despre o balerină care deja este formată, care deja are capacitatea de a crea coreografii și este mai degrabă o profesoară de balet decât o balerină. Îmi place. Ăsta este de cumpărat? Da. În cazul în care îl găsiți pe undeva, chiar vă recomand să-l cumpărați, pentru că este genul de parfum mai unic pe care nu reușești să-l resimți așa peste tot și te vei bucura de el, nu doar în perioada rece, cât și în perioada caldă, pentru că, deși este un parfum un pic mai greu, cred că face față foarte bine și în perioada mai caldă de afară. Bun. Și pe lângă acest Balerina numărul 4, îl mai comandasem eu, deși nu eram neapărat sigură dacă să mi-l comand și pe acesta, până la urmă mi l-am comandat, pot să zic că am fost un pic dezamăgită la început de Rosnuet. Rosnuet, dacă te uiți pe site-ul celor de la Parfum de Rozin, este un parfum roz foarte frumos, roz pudrat, roz de porcușor, cum zice fiica mea, și sticla este de acest roz, dar nu este, se vede prin ea cumva. Și parfumul a venit așa, deci asta este cutia, parfumul a venit așa și mare mi-a fost mirarea să văd că sticla este doar o sticlă transparentă și nu este roz. Și am fost extrem de dezamăgită pentru că sticla trebuia să fie de rozul acesta care este aici. Și eram, dar eu vreau să fie roz. Însă, parfumul acesta sau ideea din spatele acestui parfum vine de la un soi de trandafir care, sau ale cărui petale sunt de un roz foarte fin, apropiat de piele și se presupune că așa ar mirosi pielea unei nimfe sau acel gen de trandafir cu miroase. Într-adevăr, parfumul ăsta este un parfum de basm. Este într-adevăr un parfum extrem de fin, este un parfum care are niște note așa un pic soapy în el, un pic aldehidice. Este un parfum în care trandafirul
se împletește foarte frumos cu notele astea soapy, pare genul de parfum cu care s-ar da fetele tinere, cred că am mai spus asta odată, fetele tinere din vremuri apuse. Mă gândesc acum la Jane Austen type of ladies. Și da, este și asta un parfum fain, da, este foarte frumos, este un parfum extrem de persistent, însă eu sunt dezamăgită că nu este sticla roz. Și pot să vă spun chestia asta. Mi-aș fi dorit foarte mult, mi se pare că percepția mea ar fi fost complet diferită dacă sticla ar fi fost de acest roz pe care eu îl așteptam. O să vă pun o poză cam cum așteptam eu să fie sticla. Și da, dar este un parfum foarte frumos, dincolo de toate. Parfumul din interior miroase foarte bine, dacă îți plac parfumurile pe bază de trandafir, și ăsta o să-ți placă foarte mult. O să mai cumpăr și alte parfumuri de la Rozin, cu siguranță o să vreau să comand tot ce voi reuși să găsesc. Bun, și cam asta este și despre parfumurile pe care le-am mai adăugat în colecție. Mi se pare că, deși toată vara n-am cumpărat nimic, acum parcă sunt în exces cu tot ce vreau să cumpăr. Da, cam atât pentru astăzi. Aștept gândurile voastre în comentarii. Pa, pa!